începe. Bună ziua, dragi colegi. Astăzi avem dispoziția numărul 207 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pentru data de 28 pentru ziua de astăzi. Pe ordinea de zi avem aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din luna iunie anul acesta, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului referitor la măsurile metodologice organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri propuse adoptate la nivelul OAT Clej și județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului Ziua Comunei Cleja. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului sprijinirea și promovarea activităților cultural-artistice și recreative din Comuna Cleja, prin participarea ansamblului Străbuleanca din Comuna Cleja la festivalul de folclor, cânt și joc de plai dobrogean din localitatea Eforie, sub județul Constanța. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local Comuna Cleja, județul Bacău, pe anul 2017, ca urmare a referatului compartimentului de resort numărul 4406 din 19.07.2017, proiect inițiat de Ștofer. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a primarului SPAS. Deci, a primarului SPAS, Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de voluntariat care se va încheia între persoanele voluntare din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și Consiliul Local, ca beneficiar al voluntariatului și acordarea de compensații în bani a membrilor SVSU pentru timpul efectiv de lucrat prestat la intervenții și alte activități prevăzute în programul serviciului. Cam acestea au fost proiectele și avem suplimentare cu taxiurile, cu dispoziția numărul 207/2107, având în vedere urgența, necesitate, legalitatea și oportunitatea unor proiecte care nu pot fi amânate pentru ședința următoare, propun aprobarea suplimentării ordinii de zi din dispoziția numărul 207 cu următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii numărului maxim de 12 autorizații taxi necesare pentru executarea transportului în regim de taxi pe raza Comunei Cleja, județul Bacău. Aici o să avem o problemă, au mai apărut niște cereri, vom suplimenta 15 taxiuri. Sigur, competiția este liberă pentru toată lumea și cine rezistă, rezistă, cine nu. Cam astea sunt proiectele pentru astăzi. Da, deci supunem la vot ordinea de zi pentru ședința ordinară de astăzi. Cine este pentru? 15 voturi pentru. Supunem la vot procesul verbal al ședinței din luna iunie, dacă sunt obiecțiuni. Supunem la vot. Cine este pentru? Deci 15 voturi pentru, da? Deci, la primul proiect, deci aprobarea ședinței, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului referitor la măsurile metodologice și circulația proiectelor de hotărâri adoptate la nivel OAT Cleja. Ați avut materialul la mapă, dacă sunt probleme, dar totuși pentru o mică explicație, domnul secretar poate să ne aducă mai multe precizări, că mai mult vorba de metodologia legislativă, nu de... Deci, conform legii, dumneavoastră trebuie să aveți un regulament referitor la măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri, hotărârilor adoptate la nivelul unității administrative teritoriale. Deci, exact procedura care se face. Referate, note de fundamentare stau la baza hotărârilor, inițiatorul, în speț, astăzi, domnul primar, emite un proiect de hotărâre. Dumneavoastră, în cadrul comisiilor, luați la cunoștință. Dacă sunt obiecțiuni,
se menționează aceste obiecțiuni, se supun la vot, dacă nu, se aprobă proiectul de hotărâre și devine, hotărârea este adoptată. La rândul ei este semnată de președintele de ședință și după se dă număr de înregistrare și este contrasemnată de secretarul comunei. Se dă număr de înregistrare, ajung la prefectură, sunt publicate pe site-ul primăriei. Cam ceea ce am făcut și până acum. Deci ideea este... Până că ea trebuie să toară printr-o hotărâre. E un nou regulament care cadru care trebuie aprobat, inițiat și hotărârea adoptată. Dacă mai sunt întrebări, regulamentul ați avut integral la comisii, va fi publicat și pe site-ul primăriei, va fi transmis și la prefectură. Când nu sunt discuții, să punem la vot. Cine este pentru? Dacă se pune la vot, cine este pentru? Următorul punct de ordine de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului Ziua Comunei Cleja. Și aveți materialul la mapă, dar mici discuții putem să le să stabilim practic programul cum se va desfășura acest eveniment. Începem la ora 16 cu copiii din Somușca, după care vom premia cetățenii care, familii care deja au chinuit de anul căsătorii, vor veni dansatorii noștri, după care noi aici, în cadrul acestui proiect, suntem în parteneriat cu GAU, care vin și participă și ei, în fond, la desfășurarea acestui eveniment. Și atunci, suntem parteneri cu ei. În rest, dacă sunt probleme, putem discuta, dacă mai aveți ceva de adăugat. Scena ați văzut că se lucrează, sperăm să fie gata, terenul va fi cât de cât aranjat, vom aduce un compactor să-l compactăm, vom pune, cred că, un pic de balast atunci de asta, sort, ca să nu avem probleme cu noroiul, dacă Doamne ferește acolo la ploua și chiar să aranjăm un pic să arate bine. Vom aduce micii comercianți de pe raza comunei, adică cei care doresc în ziua respectivă ca să ne dea ceva. Adică să și vremea bună. Totdeauna fiecare peste tot, aceeași problemă. Nu putem să-i ținem la... să-i rugăm în cămin. Dacă sunt probleme și dacă mai dorește cineva să vină cu o inițiativă, suntem dispuși ca să acordăm la toată lumea. Când nu sunt discuții, supunem la vot punctul numărul 3. Cine este pentru? Cineva a făcut sau nu? Următorul proiect este privind aprobarea proiectului sprijinirea și promovarea activităților culturale, artistice și recreative din Comuna Cleja, prin participarea Ansamblului Joc Buleancă la Festivalul de Folclor Cânt și Joc de Plai, pe Plai Dobrogean. Aici așa, politica a fost, ei dansează, muncesc, dar trebuie să-i trimitem din când în când și pe ei, o dată pe an, să iasă și ei, să aibă motivația, practic. Suma, ați văzut care este, nu este foarte mare, este 3300 de persoană, 330 de lei pentru cazare și masă. Aici așa, cel care a organizat a spus așa, că fiecare este liber să participe cu 380 de lei. Deci, fiecare din noi putem să mergem cu suma de 380 de lei și participăm și noi. Eu, de exemplu, m-am înscris cu două persoane, merg și particip. Câte zile? 5 zile sau câte 6 zile sau câte...
cu 380 de lei, cazare și mâncare asigurată. Cine dorește să se... Păi, o să facem o listă, cei care doresc, 6 zile de începând de pe 28 august până pe 4 septembrie. Dar eu zic că totuși este o ieșire și cine dorește suma lui mare... 380 de lei. Nu, 380 de lei de afară. Deci, cine merge în dorește, 380, cazare și masa asigurată. Da, da. Deci, doar cazarea și masă. Deci, asta, fiecare cu mașina lui. Cu transportul de afară. Cine se înscrie, sunt locuri, slavă Domnului. Nu mai trebuie să-i spunem din timp, domnului Dămoc, sau pe camere, dacă doriți să ne vedem. Nu, dar trebuie să vorbească în funcție decât să o să anunțăm în cursul săptămânii, să vedem și noi ce program avem și poate merge. Deci, dacă mai sunt probleme pe marginea acestui proiect. Da, spune-mi la voi, cine este pe acolo? Dacă cineva... Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Aici, Alina, o să ne spună câteva cuvinte. Da, deci am luat de la capitol știți, noi am prins la începutul anului niște bani pentru ziua comunei, am prins la un capitol la 51. Noi acum, ca să putem face efectiv plăți, am pus bani la capitolul unde efectiv vom face plăți pentru ziua comunei. Vedeți că am trecut acolo, se suplimentăm la un capitol pentru ziua comunei, Drăbuleanca, premierea asta de 50 de ani și o să mai avem nevoie de niște bănuți pentru piese la camion. La ăsta mare. Și asta înseamnă, atâta reprezintă care de bugetul. Și anul ăla ca anul. Deci că aveam necesitat niște 5 reparații și nu aveam la prins la începutul anului banii la prinsul camion. Deci, pot să spun, pompa de injecții s-a adus, mi se pare, sau cum se... pompa de injecții. Ai apă. Am hotărât și am înțeles că dacă intră apă, s-a dus. Practic, asta este o boală la toate motoarele diesel. S-a constatat și mașina nu putea să fie pe ea. Și anume, cât a costat? Ce să vedem? Aproape 14.000 de lei. Cât e mașina? 15.000 de lei. Cât e mașina? 15.000 de lei. Au fost mai multe reparații la și nu știu. Au fost practic filtre, au schimbat tot și au schimbat inclusiv discul de amreaj. Au schimbat și placa de presiune, dar nu, dar asta a fost. Eu nu știu dacă mașina a fost posat să bani pe subogate. Domnule, mașina muncește zi de zi. Zi de zi îl vedeți lucrând și urmând lucrând ca orice mașină se strică. Acum, chiar nu ne-am așteptat la pompa de injecție. Dar când s-a dus meseria și-a desfăcut, a zis, domnule, au avut apă. Pe cine să contam? Noi luăm la ora actuală benzină de la stația PECO, de la intrare în Bălcescu pe dreapta, acolo, așa. Este și mai aproape și o trăim așa mai ieftină. Ne dă când avem nevoie. Mai mult de atât, am vrut ca să reziliez contractul cu el. Totuși, nu știu ce să spun, o fi din cauza de la el. Mai de mult, rezervorul. Cum? Cred că e combustibilul sigur, fiindcă mulți ani în urmă, acolo 10 ani, eu am vândut o mașină, da, ce bine, poate țin minte. Da, dar nu e același furnizor. Nu, dacă e dacă s-a... Nu e același furnizor, acum schimbați acolo. Ideea este una, dacă ai pățit o dată cu combustibilul, e bine să schimbi furnizorul, că altfel... Dar nu e același, nu e același par, nu l-ai duce același. Nu știu că era acolo, mă, și acum e altcineva. Da, dar poate să fii și o boală veche, domnule. Un om se îmbolnăvește în timp. Și pompa de injecție, poate să fii bolnav de când, cine știe de când. Deci, mai sunt și alții care cumpără și noi, și eu am avut tendința atunci să trecem înapoi la Rompetrol. Dar acolo durează. Ai un contract cu ăsta. Motorina lui ăsta e mai ieftin, un pic bine, acum nu
într-adevăr, e mai ieftin un pic decât la Rompetrol. Calitatea, el spune că e petrolist de când e lumea și pământul și știe, da. Noi de fiecare dată am luat de la Rompetrol, nu am o problemă niciodată, aș putea spune. Eu. Nici cu mașina veche, nici cu... Dar să mergem principiul că, domnul de acolo, noi mergem, luăm carburant când ne trebuie și lunar ne face raport, bine, că avem bonul, ne dă la fiecare alimentare bonul și pe bază la bonurile alea, lunar ne face factura. În schimb, la Rompetrol, mai întâi trebuie să comandăm, să plătim. Până vine comanda, durează o săptămână de la București, adică e foarte mult de mersul la Rompetrol, ei nu-ți dau bonul până până nu achizi și conștiurează foarte mult în și ce ne obosește ca să facă din mersul? Da, dar de exemplu, nu că îi obosește, dar pot să preconizez că îmi trebuie acum pentru burlă, îmi trebuie acum urgent, stați, așteptați să vin peste o săptămână carburantul din la Rompetrol. Dar cu carbul se poate, sunt carburi de combustibil care se poate. Păi nu știu dacă la unități ne face așa. Bine, bă, cum să nu fac? Sunt carburi de combustibil, dar luat un caște, bară carbul, nu-i achizi un alt sau după contract. Bine, eu aș mai avea încă, încă o întrebare. Într-adevăr, suma de 15.000 de lei ca să dăm la reparație nu e nicio problemă, dar problema este că s-a făcut o constatare tehnică la mașina aia, ia să vedem, cade ambreiajul, cade cutia, cade totul deodată, așa nu se poate treaba. Cade pompa de injecție, dar la pompa de injecție, înainte de a ajunge motorina, trece prin niște firme, nu? Deci sunt niște probleme acolo care... Dacă tot așa cheltuim în continuare, mai degrabă luăm o mașină nouă și nu mai avem probleme. Deci noi n-am avut probleme până acum. Asta este, s-a făcut problema, ce să facem? Trebuie văzut, am discutat, s-au dus la specialiști și la specialiști o lună de zile, am tot plimbat mașina înapoi și înainte, că nimeni nu descoperea ce să facem în partii. Că tot au schimbat partea electronică, pentru că spuneau că e de acolo, spuneau. Și am fost la reprezentanța lor de aici, de la ieșind din Băcescu, cum îmi spune, la DAF. DAF-ul colaborează cu băiatul ăsta care o vrea, nici ei nu găsesc. Până la urmă s-a descoperit că nu este decât pompa aia de vin. Înțelegeți? Deci tot te duci acolo, te pun de tester, fac, așa sunt mașinile acum, n-ai ce-i faci, nu e o chestie mecanică, mecanică să poți rezolva. Așa s-a întâmplat și noi ne-am... agitat aici, am constatat, ce să faci, merge înainte. Dacă nu aveam altă soluție. Asta e, când intri pe mâna mecanicului, îți faci și cam... Nu ajung la ei. Nu, dar problema e că mașina a fost o lună de zile la DAF și nu ne dădea o soluție. Mașina nu mergea, e cădea, nu știu ce e așa. Păi tot deja partea electronică spunea că e partea electronică. La un moment dat, domnule, stai că nu e partea electronică. Au schimbat de vreo 3 ori, păi venea până în Cleja și... se încălzea și mergea înapoi, nu știu ce sunt și până urmă au ajuns la concluzie că e pompa de injecție și n-ai încotro. Asta a fost situația. Da. Dacă mai să discutăm. Spun la vot. Cine este pentru? Mă abțin. Hai, te abține. Cine este pentru? Sau cine se abține? La rectificarea de buget. Da. La asta cum așa. Ridică mâna. E rectificarea de buget, deci hotărârea. Deci cu mențiunea cum abțin la Da. Deci, de acord, cu restul la mașină nu sunt de acord. Da, dar nu. Poate da ori nu. Le spune nu și gata. Da, vă abțineți de la deci 14 voturi pentru, da? Mă abțin și eu în legătură cu mașina. Deci mai reluăm. Și eu. 3. Și eu mă abțin. Deci 12 pentru, da? Da. 12 voturi pentru. Și 3 abțineri, da? Domnul Joca. Domnul Hoborici. Eu am să fac o mică glumă, dacă permiteți. Fostul electrician Câtea, aveam un stâlp unde, chiar dacă schimba becul acum, a doua zi nu mergea, sau chiar în noaptea aia. La un timp, domnul viceprimar îi spune, băi, dar fă pe dracu' în patru, mă, să meargă lumina așa aici. Dar el zice, nu mi-a rămas decât să schimb stâlpul. Aceeași treabă vă spun și dumneavoastră. Bă, fraților, dacă ziți o metodă, domnule, sunt niște probleme. A stat o secundă, dar a fost, s-a rezolvat. Într-adevăr, o lună de zile ne-am chinuit cu mașina. Domnule, se duceau, venea înapoi,
iar mergeam înapoi, că se încălzeau piesele. Noi aveam impresia că partea electronică care de la bord, nu știu, care tot schimbau, de 3-4 ori au schimbat chestia aia. Până la urmă s-a constatat că e pompa de injecție. Și eu spus, domnule, vreți să schimbați? Că asta e soluția. Ce vrei să faci? Acum merge mașina, n-avem... Deci s-au rezolvat toate, dar a fost defectul ăsta care nimeni nu-l dădea de el, ca să spun așa. Auzi că de duci la un specialist ăla ia cât vrea el. Dar mai sunt și alți mecanici care poate constata treaba dar asta. Dar nu, că de la un specialist la celălalt s-au dus, adică ei între ei la un moment dat au găsit soluția, pentru că și când puneau pe test, erau fost, deci... Noi ne-am dus cu mașina la o firmă, la DAF. După aceea ei au luat legătura cu alte specii. Deci nu se găsea boala acasă. Sau discul de ambreiaj. Discul de ambreiaj schimb și pe stradă. Dar noi ne-am dus pentru disc. Discul s-a schimbat. Când se pornească, ajunge la Cleja și se încălzește motorul. Du-te nu, dar eu ce vreau să vă spun. Discul de ambreiaj se poate schimba și în stradă. Aveți băieții ăștia, cum e Roca, cum e... Ionica ăla de pe Bulldozer. Ei poate să schimbe, domnule, discuție. Nu poate să schimbe, că trebuie să iese. La o mașină mare nu poate să schimbe. Ei, nu, dar ce fac ea cu tirul lui, domnule? Cum ai, nu schimbe? Nu vezi pe stradă că schimbe o cutie de viteză și la mai departe. Nu, e chiar așa. În fine, am înțeles. Cutie oricine care nu-i mecanic să schimbe scoțul. Nu știu că e garanția. Ei, nu, dar n-ai cum. Ei lucrează, fac scena, lucrăm pe părău, lucrăm la fac. Tot ce se poate, dar nici chiar până acolo, știi cum te treci. Da. Următorul proiect. Privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare așa, SPAS, a SPAS-ului și aparatului de specialitate. Și funcționarea prin aparatul de specialitate a primarului. Așa. Ce putem spune de domnișoară? Deci ați avut la mapă întreg materialul. Pe scurt, deci dumneavoastră, Consiliul Local, sunteți autoritatea deliberativă, domnul primar, executivul, și aparatul de specialitate format din funcționari publici, contractuali, dumneavoastră mai aveți în subordine serviciu public de asistență socială. Știți foarte bine, cei care au mai fost în mandatul trecut, cu 3-2-2, proiectul ăla integrat, a trebuit să facem acel serviciu public de asistență socială. Și secretarul comunei, care asigură relația dintre Consiliul Local, primar, dintre dumneavoastră, Consiliul Județean, Prefectură, eu am pus la mapă tot. Dacă vrei să-l citim, îl citim. El va fi publicat și pe site-ul primăriei. A fost preluat din actele normative, deci tot materialul din toate actele normative, legea 215-195, Constituția României, legea 188, deci practic legislația care reglementează activitatea administrației publice locale. Dacă sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări, punem la vot. Cine este pentru? 5. Următorul punct de ordine de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de voluntariat care se va încheia între persoanele voluntare din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență și Consiliul Local ca beneficiar al voluntariatului și acordarea de compensații în bani a membrilor SDU. Pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervențiile și alte activități prevăzute în programul serviciului. Aici am încercat tot felul de variante și am întrebat toate comunitățile cum putem face acest voluntariat. Nimeni nu vine pe dragul de a veni în situații de urgență, ca să spun așa. Totuși, soluția cea mai bună s-a găsit. Avem în spate listele care, în modul cum îi putem compensa, cu 12 lei ora, în momentul când cineva este anunțat, îl plătești cu 12 lei lucrat. Alte soluții n-ai, ca să cumperi
să-ți scutești la impozite. Nu poți, pentru că unul are mai mult, are altul mai puțin, iar e rău și chiar, adică nu scoate. Alte primării, nu știu, folosesc și alte metode, dar cred că cea mai bună metodă, domnule, ai venit, te-am plătit cu 12 lei ora pentru intervenții și atunci asta este problema. Altfel n-ai. Și trebuie să constituim toată lumea mondială și cine să facă parte, trebuie să fie până în vârsta de 50 de ani, după ce, ca cei care sunt activi, ei o să beneficieze de asigurări. Da, da. Deci o să fie asigurați. O să stabili cine sunt persoanele? Să vedem dacă găsim, dar încercăm totuși. Să știți că nu chiar sunt foarte mult. Da, inclusiv consilierii locali care doresc, care sunt cum ești, tu ești tânăr, adică până în 50 de ani. Mai am și eu două luni și gata. Chiar vrem să și consilierii locali să facă parte, cei care sunt până în 50 de ani. De exemplu, Augustin, cum este el aici în cadrul comunii, este aproape totdeauna, trebuie să-l anunți și să răspundă prompt la intervenții. Doamna vârstă. Am trecut de vârstă. Da? Ai și tu 50 de ani. Nu este. 51. O rămas. Măriți până la 55 de ani. Nu se poate. Da, deci asta este problema, dacă... Dar da. Luați-o și pe Angela. Deci o luăm, dar ce vreau mai prezent acolo. Am fost prezent oricum la fiecare intervenție am fost. Avem așa multe, da. De exemplu, săptămâna trecută ne-au anunțat un băiat, cineva, cum îi spune? Matiel. Vine focul peste el. O anunțat pompierii, când te duci acolo... Nimic. Mai nimic acolo și au singătorul mers, Angelica, până o vin pompierii ostinția. Dom'le, dar de ce ai anunțat? Dar era aproape de proprietatea lui și nici nu făcea nimic, dar țipa, adică sunt probleme. Asta e. Dom'le, că e 50 de ani, că e 60, că e 70, ferească Dumnezeu, de un necaz, trebuie să sărim cu toți. Asta este adevărul. De ce să nu? Dacă enumerații, bine, pentru cei care sunt sub 50 de ani, să fie trecut și să activeze de acum. Problema este, legea ți-a impus să ai voluntari odată. Și dacă mergi, că trebuie să mergi, spiritul civic trebuie să existe, da, într-adevăr. Dar trebuie și forma legală ca să... Cei care sunt trecut la voluntariat, i-a zis. Să fie anunțat și chiar. Nu, dar trebuie formatică să se facă. Dar la ce condiții sunt? Trebuie să nu lucreze sau ceva? Nu, domnule, în caz de un incendiu. În momentul când în caz de incendiu ești anunțat, ești angajat. Dar e la serviciu în timpul ăla? Nu, sunt 30 de persoane. Din 30 trebuie să găsești 2-3 care... Sunt mai mulți, tu. Păi, da. La 200 de persoane se cere un voluntar. Da, la 7. Așa sunt 30. Bun, dacă nu mai sunt probleme... Da. Nu știu, mai ales ceva de... Nu punem la voi. Cine este pentru? Următorul punct este suplimentarea cu taxiurile. Până acum au fost 7 licențe, parcă, de raza comunei. Vrem, cetățenii cer, noi nu... Dar au fost reclamații? Nu, sunt cereri depuse. Cereri depuse? 5 cereri? Mai sunt până la 15. Și sunt care au mai spus, că dacă mai puteți să depuneți. Sunt persoane care vor. Dar cine au depus cereri? Haideți, vă spun imediat, da. Nu-i secret. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78
Deja domnul Dobos se plânge că nu are cum să trăiască la somnul de necronoză. Deci astăzi, haideți că avem domnul Lorenz Francis. Eu nu mă plâng, da. E un Lorenz Francis din Cleja. Coricoare. Domnul... Coricoare. Domnul Joca. Nu, nu, mai întâi spune pe ăla cu trei. E un lucru. I-am luat la rând, dar haideți să rând pe toți, așa. Probabil, corect. Fiind ultimul, ești trecut singur, doar de-am mai bine, mai bine. Cei din tăi vor fi cei din tăi. Cei din tăi vor fi cei din tăi. Îi spune pe toți, imediat. Mai se încere și la băiatul ăsta cu situații de urgență. Da, sunt cei cei de pus. Dar unde sunt? Este Bulai, maestor. Mai este Budeu Stelian. Bine, Stelian, da, unul. Bulai Ciprian Gabriel. În satul Somuș, dar el vine cu trei mașini. Noi nu avem cumpăr trei autovehicule. Cine? Păi și ce face cu trei mașini? Merge pe trei mașini? Problema lui, el a zis că are firma. Are, are firma. Îl știi pe Bulai? Nu îl știu. Cineva care are... Bulai și de la Somuș, dar și are magazin, are ceva cu piese, vinde, cauciucuri. La Răcăciuni are service la Răcăciuni. Nu, așa am avut și eu trei mașini de firmă, și am. Și nu știu cum să scădere. Dar nu lucrez pe mașină, nu știu. Eu le-am ca să vând autorizații după aia. Asta e lucrul. Ascult, Olea, când o să fie 15, nu o să vădă nimeni. Autorizația. Nu o să mai conferine. Da, dar el va arimează spune. Mi-e fie de trei mașini, Bulai? Nu mă, e angajat cu oameni. E ca și societate, că vine. El acum s-a luat. Nu merge cu șapte mașini. Nu merge cu șapte mașini. Ca să mi-e spui, că ai trei mașini. Se întâmplă de să lăsăm oamenii să-și cheltuie banii, să vină cu taxe la firmărie. Dacă îți mai vorbim, mai mărești peste 24. Atât de limitat. Păi, nu, dar dacă îți mai vorbim, avem 4 taxiuri la 1000 de locuitori. Avem 7000 de locuitori, 7 ori 4, 28. Deci putem avea 20 de locuitori. Facem maxul, dar eu și am luat 5 taxiuri și mai bine. Păi, dar spui că nu mai ai loc. Adică sunt... Nu spate lui Dumnezeu, dar să fie la fiecare. Să ai pe fiecare, să știi 28 de persoane. Lasă, trebuie să-ți mai găsați, să nu mai mult. Deci cât de autorizații, vezi, 28, limitate, 24, nelimitate. Maxim, vrem maxim la număr de locuitori. Ai discuții de număr de locuitori? Să fiu numai eu. Păi oameni, avem, putem numărul maxim de 28. Aprobăm numărul de 28 și cu asta am lămurit. Să vină până când dau 28. Dacă vor fi 28 și, să zicem, sunt 28 și vor care sunt, vor 5 mașini. Deci am mai rău, nu, care nu, 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 vreau să spun că cineva m-a sunat, zice, domnule, vreau să cumpăr mașina de la un taximetrist care e pe raza comună. Și zic, băi, dar de ce vrei, că îți dau de aici. Nu, domnule, că numărul de telefon contează, că iau și clienții cu telefon, că degeaba iei mașina, că dacă n-ai numerele de telefon și nu știe lumea de tine. Deci așa că ăștia care sunt acolo, ăștia beneficiază, au niște avantaje, pentru că lumea îi știe. Dacă vine unul de afară, n-are telefon. Primăria are obligată să le facă stații de parcare, de ceva? Nu, ce stații? Stația e la carul toată partea. Acum e grav. Când o să se întâmple o tragedie, nu o să mai fie nici acolo. Dar îngreunează circulația și totul se întâmplă. Nu, pentru că două ori am păzitor, era să mă lovesc. Nu știu, nimeni nu poate să-i impună la nimeni ca să parcheze de la Cârciumă la Dea. Dar eu nu mai am nici fire, nu vreau toată ziua. Nu trebuie mai mult.
Deci, haideți să stabilim câte taxiuri vreți, 28 numărilor? Punem maximul. Dar măcar să fie cetățenii ai comune, nu că vină de afară. Dar n-are voie. Fără să vină de afară. Afară n-are. Și comuna Cleja, atât. Ați auzit vorba? Numai să fie din comună, nu de afară. Dar legea nu permite din afară. Cine este pentru numărul de taxiuri să fie maxim legal? Auzit se abține pentru că n-are voie, sunt compatibil. Hai pus să le luăm. Câte voturi avem pentru 28 de taxiuri? Număr maxim, da? Deci 14 voturi, să înțeleg, da? Eu nu. Păi 15 la care vă abțineți, nu? Da. Așa, deci 14 voturi pentru... Așa... Pentru număr de 28 fi autorizați, da? Era vorba de 4.000 de locuitori, am taxe, nu? Da, da. 5.000 de locuitori, 500 de locuitori, la 500 de locuitori. Ați liniștiți că nu rezistă. Nu rezistă, nu e chiar. Ați liniștiți că plătește și după aia trage la dreapta. Și am văzut, poate taxiul la 1.000 de locuitori, da. Aș vrea să vă spun că prin proiectele depuse am obținut 100 de miliarde de lei. Vreau să prezint proiectele, am obținut reabilitare Cădinița 1 și 2. La Cădinița numărul 2, numărul 1 avem 11 miliarde, la Cădinița numărul 2, 4 miliarde. Avem dispensarul medical care am reușit să obținem finanțare și facem 6 poduri. Deci am depus pentru 6 poduri. Am stabilit locurile, dar le discutăm și aici împreună, ca să vedeți și logica și pentru ce am optat pentru cele 6 poduri și locul unde să le pune, ca să unde să le amplasăm. Trebuie să ai și un pic de loc unde pui podul, știi că trebuie să traveze. Deci primul pod, cred că îl voi face la terenul de sport, în direcția unde cu noi, la Cuberaia, și să spun logica pentru ce am. În timp vom dezvolta și partea aia de stradă. Trece, ca să poată trece gunoiera, după care face pe strada aia și tot urcă până la Cătea pe strada respectivă, și ca să colecteze gunoi. Încă un pod vom pune la Bersan. Acolo trebuie pod, la Bersan. Al treilea pod îl vom pune aici la Trei Cruci. La Voidoc, la domnul Voidoc. Al patrulea pod îl vom pune la al doilea... Roca. La Roca, acolo ca să trecem pe calea care o avem. Un alt pod îl vom pune la... Alegeri, de tot la Vânturii. Și acolo e cașterul ăla, la Vânturii, acolo. Următorul pod trebuia să îl punem la... acolo unde spuneți, la Leghe, dar nu se poate, că nu avem loc acolo, este foarte îngust, n-ai cum să pui racordul stânga-dreapta. Și atunci m-am dus și eu l-aș pune la Enescu sus acolo, unde e coborârea aia. Cum trecem, asigurăm și drumul care merge spre pădurea acolo, așa, că acolo e foarte larg. Și fac pe stânga, pe lângă casa lui Enescu acolo, așa, facem o stradă care să legăm și atunci când cobori, să faci, să închizi nodul cu cele două străzi, dealul și vale, cum ar fi, știi?
Și atunci când vine gunoiera, treci pe pod și o ia la vale și oricine. Deci acolo amenajăm partea respectivă și acolo, cred că acolo e cel mai bun. Cel mai bun. Și atunci vom face strada cum treci, faci dreapta, faci stradă și nu mai treci prin părău nici acolo niciodată. Mașinile mari și așa facem părău mari, serios. A fost un proiect puțin, cum să spun, nu m-am gândit că o vom obține, dar dacă așa a ieșit, e bine. Partea de săptămâna viitoare vom face o ședință de îndată. Trebuie să obține, să aprobăm partea de cofinanțare. Adică proiectul este eligibil în totalitate, dar avem părțile noastre de cheltuie, studiile de fezabilitate, studiile de teren, care sunt neeligibile, sunt proiecte, fonduri de guvernamentale. Și avem, pentru grădiniță, avem 79.000 cheltuieli neeligibile pentru grădinița de la deal de aici. Pentru grădinița numărul 2 avem 49.000, pentru dispensarul medical 271.000 cheltuieli neeligibile. O parte sunt și plătite, ca să spun așa, dar trebuie să le aprobăm în SF-ul. SF-ul deja a fost, dar trebuie să actualizăm în SF-ul. Și la poduri avem 432.000 cheltuieli neeligibile, în care se intră studiile, proiectele, studiile CEO, ridicările topo și toate proiectele. Sigur, asta este prima serie. Urmează proiectul, avem încă 1.000.000 de euro, care va veni și cât de curând pe PNDR, Programul Național de Dezvoltare Rurală, care avem puncte și acolo, avem 54 de puncte. Deci, cât de cât se apropie. Deci, săptămâna viitoare cred că vom face o ședință de îndată. Când încă n-am reușit documentate, n-am reușit să facem. Trebuie să luăm cu proiectanții să ne toate datele astea să fie într-un deviz, ca să spun așa. Cam astea sunt. Altceva dacă mai... S-a punctat zonele principale cu poduri, dar cu camerele de luat de vine toamnă. Și încă nu se face nimic. Nu te-ar trebui urgentat până în toamna asta? Așa este. Acum, sincer să-mi dau, dacă au venit proiectele astea, să vedem ce putem face, o să facem mai puțin, ca să spun așa, proiectele, banii ăștia, 8 miliarde, trebuie să avem din bugetul nostru. Să vedem ce putem să mai facem. Nu te poți deja niște bani acolo, după aia le puneți la urmă. Păi ați trebuit la începutul anului. Păi să vorbim, dar de ce te lași? Să vorbim de foame. Dar a început deja fără. Avem și, avem cât de curând licităm apa, avem și cu proiectul cu apă la stadion. Nu o să fie acolo, chiar nu știu, la anul avem 25 de milioane de euro pentru canalizare. Dar la toate avem cofinanțare. La toate, trebuie să susținem un pic de cofinanțare și din noi trebuie să punem ceva, știi? Deja am fost, am stabilit pentru canalizare. O să prindem inclusiv Valea Mică. Mergem până în Doja, aproape de drumul care este granița. Și o luăm la stânga. Acolo sub mar vom pune stația de epurare. După care tu și trebuie să intri până, să te duci toma până în Siret. Cu, după ce iese din stația de epurare. Deci aici vom fi. Până lângă șoseaua națională europeană, acolo va trebui să facem canalizare pe ambele părți. Asta e proiect, ăsta e proiect. Nu poți să faci subtraversări de european. Okay? Avem 27 de kilometri. La început am fost prins cu 25 de kilometri. 27, nici 27 nu ne ajung. Dar în prima fază, măcar să facem străzile principale, și străzile cât de cât mai, cum să spun, mai reprezentative, unde sunt cetățeni. După care, pe alte fonduri vom căuta alte finanțări și alte finanțări, că nu ne ajung banii pentru ca să fie orice străduță să aibă canalizare. Pe lângă lucrarea asta, canalizarea, mai avem încă 4 km de apă va trebui. Și atunci am stabilit unde nu sunt. Am făcut strada aici la domnul consilier, o să începem și acolo, încet, încet, mai aducem apă, aducem... Dar vrem și gaz, până la camere, până la vedere, eu vreau și gaz. Asta zic, camerele lasă cu poțul, își găsește locul unde să pot. Nu, dar oricum, o să trebuiască și camerele. Dar și gaz, acum canalizarea, dar de să vedem ce bani rămân, să vedem ce bani avem. Avem un
în afara acestor subiecte, ar fi o problemă. Problema cu sportul, cu fotbal. Nu vreau să aduc acum discuția, dar aseară am fost stat de vorbă cu băieții. Băieții nu mai vor pe actualul antrenor, absolut deloc, pentru că nu știu care este. Ca să se retrebuie organizată problema și în sport, pentru că dintre toți unul a murit, președintele domnul Filipoc. Membru, da. Membru era? Mă rog. Membru fondator. Așa, este domnul, mi se pare mișcuit. Nu știu cine este. Trebuie discutată problema și băieții au zis că sunt dispuși să facă și fără antrenori. Să practice sportul, nu le trebuie... Domnule, acolo la sport trebuie revenit la normal. Da, este profesorul ăla care a fost primul când a fost... Făcut de plăcere în Liga 5 și a pus așa marchelile acolo. În Liga 4 s-a alipetit. E dispus să preie echipa, au zis că nu... E vorba de domnul profesor Lupu, care era un profesor bun. Și băieții îl vor, au zis că dacă se va întruni în actuala conducere, dacă se va întruni în actuala... cu antrenorul cu care e actual, o zis că nu se mai prezintă niciunul ăla. Dar domnul Benchea, dar singur s-a solicitat că a zis că se transferă la Sascut și nu mai poate să vină la Cleja să facă Nu, antrenorul. Și domnul profesor trebuia să vă spun sigur că nu vorbim nici cu dumneavoastră, nici cu dumneavoastră. Eu am vorbit și cu domnul Vali, cu antrenorul actual. Când îl asculți pe el, spune într-un fel, când auzi partea cealaltă, spune, nu știu cum ar trebui să face să fie bine. Acum avem această asociație din care este compusă din domnul Gica, am înțeles că el este un membru, a fost Pavel Bilibok alt membru și este Vali, că obligat al asociației trebuie să fie trei membri, nu? Acum am fost cinci. Bun, dar acum câți mai sunt? Păi eu și ei doi. Da, și ne anunță vreodată. Dar nu le-am făcut de... Dacă s-a făcut schimbarea și l-au făcut pe ea direct. Păi nu ar trebui atunci, ori să schimbați cumva, adică, băi, voi trebuie să hotărăți până la urmă. Așa cum vă rog, dar cum nu? Chiar așa, voi hotărăți pe banii să ne... Pentru eu nu, pentru ceva, pentru cei care acolo. Pe banii, v-ați dat un vostru. Bă, nu da nimic. Trebuie schimbat un pic, că nu... Mai repede l-am adus în adus pe jucători din Pacul, care au adus subiectilor vorbe. Nu e normal. Păi, haideți să mai am făcut societatea. Am făcut echipa asta pentru oamenii din Cleja. Da, da, pentru tinerii din Cleja. N-am făcut pentru Bacul. O revenit acasă, mai multe acum. Nu s-a făcut pentru performanță, că nu s-a performanță. Iar seara au fost juniori. Au făcut echipă combinată și au jucat frumos. Dar a fost chiar separat, dar niciun. Și a recunoscut aseară câțiva copii, că într-adevăr au fost discuții din partea lui domnul, care să vorbați cu băieții ce vor, ce vor, ce vor, ce vor, lui. Deci impune niște chestii. Nu e corect. Nu e corect și băieții nu vor să joace. Dacă nu, asistăm la desfințare și gata. Dacă băieții nu vor, au zis că nu vine niciun ramen dacă mai rămâne respectiv. Dar haideți, Vali, dacă sunteți, luați legătura cu el și vedeți ce... Dar cine știe, nu... Sau profesorul unul din problema noastră în care ligă. Așa că medicul la bine de la poliție. Problema noastră este în felul următor. Nu neapărat echipa. Asociația care este la ora actuală. Noi am dat niște bani. Noi nu putem juca, că nu... Să plece, să nu plece. Trebuie reglementată situația, că ai dat 200 de milioane ăsta până acolo. Ce ai făcut cu banii până la urmă? Nu poți să-l schimbi, pleacă și vină. Trebuie să discutăm, să justifice ce a făcut cu banii. Da, vine celălalt prea bani, din nou. Da, dar de ce n-a venit? Uite, am zis în dată. În prima dată zis că merg, după zis că nu poate. După credință să stăm de urmă. Eu m-am întâlnit, erau niște copii acolo, zic, domnule, nu, că noi suntem cu domnul Vali. Erau tot niște jucători, că am dat gol și m-au înjurat și nu știu, măi, zic... Asta e un copil, nu știu, dacă m-au înjurat și ceva. Nu știu, că băieții tine pe tușă și stă el în teren.
Dacă nu mai pot, nu mai pot. Că se desfințează echipele la Atelici, la Liga 4, acum noi ne stăm și ne plângem că... Dar e de ca să desfințezi echipa. Păi nu ar să se desfințeze, să se înscrie în Liga 5, că e mai ușor. Cele mai mici. Ce performanță, Alina? Tu vrei să te înscrii în Liga 3? Dar poți să păchizezi jucători, vor să meargă? Hai să fim serios. Nu că jucătorii vor și bani la un moment dat, stai, nu suntem plătiți. Nu știu că am dat la audiție, n-au solicitat nici o solicitare. Bine că ai un bonus acolo de o dere, mă rețiu mică, e o treabă, stai, da. Dar bine. Ești performantă în fire. Ești performantă, îi avansez. Ești primăria capitalei ca să subvenționează. Ce dracu! Da, deci cred că am terminat de clar ședința.